Comuna Breaza este tixită de producători de lapte. Există multe familii care au câte 10 până la 50 de capete de animale, lucru îmbucurător și pentru administrația locală. De notificat este faptul că unii duc laptele la un procesator de lapte care transformă prin câteva etape laptele în telemea, cașcaval și alte brânzeturi. La nivelul Comunei Breaza există un număr însemnat de uh, producători care cresc bovine. Avem un număr însemnat de fermieri, dacă pot să le spun așa, cu 20, 30 sau chiar 40 de capete de bovine. Pe raza Comunei avem și o fabricuță de procesare a laptului, fabrică care procesează practic laptele care provine din aceste ferme, nu numai, dar și de la restul cetățenilor care au 2, 3 sau 4 capete de bovine. Am încercat să stăm de vorbă cu câțiva producători, însă majoritatea au fost reticenți la vederea camerei, dar în cele din urmă, pe dealul Brezei, am găsit pe cineva care să ne vorbească. Adevărul este că se pot face și bani serioși dacă investești în animalele de rasă, cum ar fi bălțata românească. Omul pe care îl vedeți în imagine se poate lăuda cu faptul că are exemplare frumoase, dar și premiate. Laptele înseamnă obținerea pieței, prețului înseamnă și și o anumită situație cum o vinzi. Dacă știi să crești animale cu performanță mare, și dacă, dacă reușești să obții un preț bun pe lapte, profitul în, sunt în fermele care, care reușesc să vândă laptele peste un leu. Fără investiții, o afacere nu poate avansa prea mult. Cu toate acestea, mulți oameni nu s-au înghesuit să acceseze fondurile europene pentru a-și îmbunătăți munca, dar și a-și crește numărul de capete deținute. După cunoștințele mele, prea puțin, să zic așa, întrucât oamenii sunt reticenți la acest capitol când vine vorba de împrumut chiar dacă beneficiezi de banii de la Banca Mondială, de exemplu, fără câteva beneficii financiare din partea statului, poți să îți acoperi unele cheltuieli, însă dacă nici acesta nu vine, fiecare se descurcă cum poate. Eu am avut un program de Banca Mondială acum vreo șase ani de zile, mi-a prins bine o sumă destul de mică am avut-o. Bineînțeles că visez la un astfel de program sau un astfel de ajutor, dar uh, noi ne confruntăm cu foarte multe probleme pentru că avem o concepție deosebit de proastă în România. Problema fermierului român este reală. Putem spune că unii sunt pe cale să renunțe din cauza condițiilor din ce în ce mai precare. Mulți dintre ei spun că în curând mulți nu vor mai putea face față, având în vedere prețul mic de cumpărare al laptelui oferit de unii procesatori.